Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre avantajele învățământului profesional dual. Reamintim, în studioul nostru avem trei invitați de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil. Este vorba despre doamna profesor Adriana Voicu, director, doamna profesor inginer Daniela Macadon, profesor pe discipline tehnice, și elevul Laurențiu Vlaicu, este în clasa 11-a la profilul electric, la profesional. Bun, vorbeam înainte de pauza de publicitate despre faptul că încă nu au început acele ore de practică pentru învățământul profesional dual, dar că elevii au avut niște vizite de acomodare. Mă rog, avem și imagini filmate. Acolo ce au făcut? Uite, domne, aici să, în următorii 3 ani, aici o să vă învățăm cu ce să mănâncă. S-au familiarizat cu locul de muncă respectiv, cu utilaje, cu personalul, cu regulile, pentru că orice loc de muncă are niște reguli, cu obligațiile lor și cu ceea ce li se permite să facă. Și pentru ei a fost așa, ca o noutate, pentru că nu te aștepți să te duci în fabrică și toată lumea să fie în halat. Chiar trebuie? E, da, chiar trebuie. Pe de altă parte, avem o masă caldă la prânz, ceea ce este un avantaj, deci parcă m-aș gândi că totuși e bine. Au văzut toate fațetele așa ale a ceea ce înseamnă să muncești. În ce ritm vor lucra ei acolo? Adică în fiecare zi? Sau care ar fi etapele? În primul rând, în clasa a noua, dacă ne referim de elevii de la învățământul profesional dual, da, de fapt lucru valabil pentru toată lumea, pregătirea constă în ore de teorie, ore de laborator și ore de instruire practică. Orele de instruire practică se fac comasat în 5 săptămâni în clasa 9, în 9 săptămâni în clasa 10 și în 10 săptămâni în clasa 11, săptămâni care se fac numai la operatorul economic. Aceste 5 săptămâni de clasa 9 noi le-am împărțit 2 acum în luna noiembrie și 3 în luna iunie-iulie. Pentru aceste săptămâni, noi am avut de întocmit o anexă la contractul între operatorul economic și școală și elev, practic, și primăria am avut în prima etapă, s-au încheiat contracte între cele trei părți, da, iar acum cu elevii și cu școala, cu privire exact la programa, la activitățile pe care le desfășoară la agentul economic, la operatorul economic. A trebuit desfășurat pe zile, concret cu ce materiale, ce dispozitive folosesc. În afară de aceste 5 săptămâni de practică din clasa 9, ei mai au într-adevăr și ore desfășurate de pregătire de specialitate și de laborator și de teorie în școală. Cu tutorele, nu? Nu, în școală cu profesorii școlii. Da. Și da? Tutorele nu vine și la școală? Nu. Tutorele se ocupă doar pe perioada cât stau acolo, la operatorul economic. Așa s-au încheiat contractele de pregătire. În școală, noi, inginerii, ne ocupăm în funcție de planul de învățământ pe care îl avem. Da, până la urmă toate sunt corelate. Așa, un avantaj, și de aceea îmi plac și tare mult orele acestea de pregătire cu învățământul profesional, că se desfășoară pe grupe, comparativ cu învățământul liceal tehnologic, care se desfășoară cu clasa întreagă. Este foarte greu să poți face o activitate practică cu 20-25 de elevi, așa cum vorbeam și în pauză, se pot întâmpla multe lucruri, este periculos, și orele de instruire practică și de laborator se desfășoară mai mult cu caracter tot de teorie, cu demonstrativ, nu cu accent pe a face elevul concret. Când ai doar 10-12 elevi în clasă, altfel poți lucra cu ei, altfel învață ei, altfel poți să le arăți, să
desfășoare ei o activitate practică, mai ales la un domeniu din ăsta care este deosebit de periculos din punct de vedere al protecției muncii. L-aș întreba pe Laurențiu care ar fi, sau nu neapărat cea mai interesantă, că poate au fost multe și nu ai de unde și nu știi ce să alegi, dar din activitățile astea practice, ce ți s-a părut cel mai interesant? Când am făcut panoul electric. Să-i pun siguranță, să... Deci, efectiv, să construiești un panou electric. Da. Da. Pentru ce anume? Adică, sarcina era pentru ce? Panou electric pentru o instituție, pentru... Da. Am înțeles. Da, pentru o clădire. Și în cât timp să facem un panou din ăsta electric? 10 minute, 5 minute. Depinde cât de specialist ești, eu l-aș face niciodată. Doar 10 minute? Da. Și asta la școală, dar făcut la școală panoul ăsta. La agentul economic. La agentul economic, da? Și în școală? În școală, mai mult facem niște schițe care ne arată cum să punem, să le poziționăm, să le legăm între ele, să funcționeze. Deci în școală teoria, la agent practica. Da. Încercăm, v-am spus acum, să îmbinăm. Să suplinim și la școală. Așa, bine, dotările sunt într-adevăr învechite, e nevoie de multă investiție. Înțeleg că primarul Constantin Toma dorește să investească și în învățământul profesional. Sperăm că vom primi sprijin, bineînțeles, pentru că în contractul pe care tocmai l-am încheiat cu operatorii economici, există acolo un articol în care specificăm că și noi, în cadrul unității de învățământ, desfășurăm orele de instruire practică la calitatea și cu aparatura și la nivelul cerut. Existent. Și noi nu putem fără primărie. Da. Să aducem la un standard cât de cât. Așa ar trebui. Eu aș vrea să vă întreb de agentul economic cu care colaborați pe învățământul profesional dual. O companie destul de importantă. Trei sunt. Da? Trei sunt. Trei sunt. Deci trei pentru cei 10 elevi. Da. Așa. Sunt companii foarte importante pe piață și nu numai piața din România, dacă nu mă știu. Da. 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 Sunt și cu exportatori. Și mă gândeam așa la, apropo de bază de selecție și de cât de greu a fost să îi convingeți pe elevi, dar nu a fost până la urmă atât de greu, dar câtă nevoie au ei ca forță de muncă? Ei au mare nevoie. Pentru noi a fost foarte greu să convingem elevii să vină la învățământul profesional, în primul rând. Că-i dual, că-i de stat. Vreau să vă spun că pe cele 10 locuri în vară au fost inițial 8 și apoi, 8 și apoi s-au completat locurile. Părinții nu... De fapt, trebuie să schimbăm mentalități. Asta este. La asta trebuie să lucrăm noi în acest moment. Este o problemă, pentru că învățământul profesional și învățământul tehnic în general, nu numai profesional, este văzut așa, undeva nu ești bun de nimic, te duci la un liceu tehnologic și acolo mori. E, nu e așa. Și noi, prin toate activitățile pe care le desfășurăm cu elevii, încercăm să-i convingem pe părinții din spatele elevilor că de fapt au greșit când au gândit așa și când le-au imprimat copiilor mentalitatea asta. Poate că este acea mentalitate, că, domne, nu ar fi mai bine ca al meu copil să fie funcționar în primărie sau ceva pe partea asta. Să fie intelectual, domne. Exact. Așa, nu în zona asta tehnică, domne, ce sudor sau electrician. Dar culmea este că un funcționar din primărie câștigă mai puțin față de un electrician bun care poate, uite, lucrează pe cont propriu sau într-o companie unde este motivat. Că în companiile astea nu mai e astea serioase. Vorbesc de companiile serioase, da? Numai că pe vremea cealaltă, când se dădea, mă rog, salariul neapărat foarte mic, să trăia bine și pe vremea cu salariile alea. Dar toată lumea la fel. N-avea ce să cumpere, într-adevăr. Dar se face, până la urmă, confuzia asta. Este mentalitatea că mai bine stai în costum, știu eu, drept la intrarea într-o unitate, să zic așa, decât chiar să faci ceva și să-ți câștigi existența
în urma unei meserii făcute cu plăcere, cu drag, până la urmă, care să-ți asigure existența în mod onorabil, să ai încredere în tine, în primul rând, că ești egalul celorlalți, ba chiar mai mult, dintr-o meserie făcută cu simțul răspunderii, cu drag, poți câștiga poate mult mai mult, așa cum ați menționat și dumneavoastră, decât un funcționar sau da. Decât o persoană care doar se ocupă cu paza, cu... Nu că aș vrea să așa am este. Ceva așa. Împotriva... Da, există, da, așa este. Laurențiu, ne apropiem de finalul emisiunii și încercăm să ne grăbim așa și în întrebări și răspunsuri. Laurențiu, ai zis că ori în România, ori în afară. Dar pe cont propriu ca electrician sau tot așa în cadrul unei companii? Ca electrician. Ca electrician în cadrul unei companii sau da. Pe cont propriu? În cadrul unei companii. Da, în cadrul unei companii, adică e o chestie mult mai organizată, da. În echipă, la urmă, cam așa te-ai obișnuit da. În acești ani de învățământ. Bun, legat de Grigore C. Moisilu, am putea vorbi mai multe, apropo de proiecte, că vreme de dotări, unele lucruri poate că s-au realizat în urma unor proiecte. De asemenea, sunt de motivarea elevilor. De un sprijin, avem o discuție în pauza de publicitate, domnule, de un proiect... Un sprijin deosebit pe care l-am primit, de fapt, întregul județ Buzău în vara acestui an. Este cel oferit de o mare firmă din România. Pentru a sprijini concret învățământul profesional și tehnic. Prin acest proiect s-a dorit dezvoltarea personală și profesională a 240 de tineri din județul Buzău, dar am să mă refer la elevii din liceul nostru, liceul Moisil. Din liceul nostru au fost selectați 30 de elevi, au participat în final 26, tot din lipsa aceasta de încredere, la o tabără de o săptămână. Tabăra meseriașilor. Tabăra da? Meseriașilor, organizată la Bran, care s-a finalizat cu construcția unui electric hub montat în spatele hotelului Aro în Brașov. Un spațiu în care oamenii își pot încărca telefoanele, pot să socializeze, pot să-și... au alimentare de la panouri fotovoltaice, au o parte de inscripționată în care apar chiar că acest electric hub a fost construit de meseriașii din județul Buzău. Așa, ideea este că prin această activitate s-a dorit creșterea stimei de sine, a încrederii pentru acești copii care întotdeauna au fost tratați ca și alții sau categorisiți altfel, copii care pot să facă și ei lucruri importante, interesante. Am avut acolo psiholog pe toată perioada. Vreau să vă spun că s-au întors cei 26 de elevi cu o încredere în ei. Am încercat să le prezentăm colegilor și profesori și elevi în amfiteatru școlii ceea ce am făcut noi acolo. Au avut așa un curaj în a-și expune în primul rând ținuta. Au primit acolo salopetă, bocanci, tricouri echipament. Cu tabără, echipamentul da. Cu cască. Au fost atât de mândri să-și arate, poate sunt altă dată au fost nici... foarte încântați și contează foarte mult și astfel de proiecte. Care încurajează chiar exact. Munca și învățământul da, și profesional. Au plecat 26 de copii și s-au întors alți 26 de copii. Pentru într-o că săptămână. Sunt complet schimbați față de cum erau. În bine. E bine că se accesează și se participă la astfel de proiecte, pentru că oarecum dacă ne învârtim așa în cotidian riscăm să ne plafonăm. Dar o ieșire de genul acesta, practic, o ieșire de genul acesta în proiect... Cu reguli strinse, da, da, da. Cu privire la program. E altceva și pentru nu a avut voie să fumeze decât 4 țigări pe zi, vă închipuiți. N-au avut timp de nimic. Au fost, deloc. Au lucrat da. În echipă, au trebuit și... să se sprijine unii pe alții, au fost pedepsiți dacă nu s-au sprijinit unii pe alții. Și astfel de proiecte, de fapt,
vin și întăresc ceea ce le spunem noi în fiecare zi la școală. Și uite, așa își dau seama că, într-adevăr, profesorii noștri au spus lucruri care se întâmplă și e foarte important, pentru că și neîncrederea în profesori este una dintre problemele de astăzi. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Îi mulțumesc și lui Laurențiu. Mult succes, Laurențiu. Mulțumesc. În tot ceea ce îți propui la nivel profesional. O să mai avem ocazia să discutăm, de ce nu, să și vizităm și să vorbim și cu agenții economici cu care colaborați și să avem o emisiune legată de avantajele acestui învățământ profesional dual. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva momente, primarul Constantin Toma revine în studioul nostru la emisiunea colegii mele Magda Ionescu de ale Buzeanului. Așadar, rămâneți pe Campus TV. Numai bine, la revedere!